la Europa FM. Vom face azi, doamnelor și domnilor, la Avocatul Diavolului o discuție despre bullying. Ce înseamnă acest termen englezesc? Bullying. În esență, un tip de agresiune care se întâmplă în școală, între elevi și care poate lua multe forme. Hărțuire, umilire în public, poreclire în batjocură, ironizarea defectelor fizice sau a handicapurilor, violențe fizice moderate, excludere din grupuri de prieteni, umilire pe rețelele sociale și alte asemenea. Fenomenul acesta este mai răspândit în școlile românești decât am putea crede. Un studiu făcut de organizația Salvați Copiii în 2016 arată că peste 80% dintre copii au fost martori ai unei situații în care un coleg a fost amenințat sau umilit de alt coleg. De asemenea, aproape o treime dintre copii admit că au fost amenințați cu lovirea sau bătaia de colegi. Și tot o treime spun că au fost efectiv loviți, îmbrânciți sau împinși în mod repetat cu intenție de colegi. Un sfert spun că au fost umiliți și făcuți de rușine în ceea ce se numește grupul de egali, adică în clasă, de fapt. Unul din cinci recunoaște că a umilit în mod repetat un alt copil. 16% recunosc că au bătut în mod repetat un coleg. Asta li se întâmplă copiilor noștri în școlile din România. De menționat și că unul din trei minori care sună la telefonul copilului se plânge că este agresat, hărțuit sau umilit de colegi. Adică, din nou, caracteristici ale ceea ce se numește, încă intraductibil în română, bullying. Noi vom spune pentru simplitate hărțuire sau agresiune. Efecte. Psihologii se declară îngrijorați. Copiilor agresați le scade stima de sine, se închid în ei, nu comunică cu părinții și, în multe cazuri, devin agresori la rândul lor. Vom face emisiunea noastră azi pe această temă. Vă invit, deci, să sunați acum la 0372069599 și să vorbiți din experiență personală. Fie ca părinți cu copii agresați la școală, fie ca părinți care ați aflat la un moment dat că propriul dumneavoastră copil este agresor. De asemenea, o să rugăm educatorii, învățătorii, cadrele didactice în general să ne sune și să ne spună ce pot face și ce fac când observă că au un copil agresor în clasă. Sau mai mulți, cum mai stăpânești acum indisciplina asta agresivă când nu mai ai voie nici să-l tragi de urechi, nici de perciuni, nici să țipi la el, nici să-l dai afară din clasă? Ce faci ca părinte, de pildă, când chiar profesorul încurajează comportamentul de tip bullying? Sau încurajează agresorii atunci când hărțuiește sau umilește în fața clasei pe unul dintre elevi sau mai mulți? Cum oprești hărțuirea copilului tău? În fine, poate reușim să răspundem împreună astăzi aceste întrebări. A cui este principala responsabilitate când vine vorba de curmarea agresiunilor între elevi? Părinților sau școlii? Ce credeți? Vă mai zic o dată numărul nostru de telefon, 0372069599, la Avocatul Diavolului. O să precizez că suntem și live pe Facebook, live video pe Facebook, puteți urmări emisiunea și acolo și lăsa mesaje, o să încerc să le mai citesc în timpul emisiunii. Domnule Popescu, bună ziua, îl salut pe partenerul meu de emisiune, Cristian Tudor Popescu, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, bine ați venit. Avem această situație care descrie un fenomen foarte răspândit. 80% dintre copii au fost martori unei situații în care un coleg este amenințat sau umilit de un alt coleg. 16% bat în mod repetat un coleg la școală. Adică au o victimă, un sac de box pe care îl vânează în mod constant. E ceva, vi se pare, sau crezi că e ceva ieșit din comun, ceva care s-a agravat în ultimii ani, sau așa era și pe vremea noastră și acum doar se mai măsoară lucrurile astea? Ar trebui să mai rostim un procent. Cât la sută dintre acești copii au asistat la umilirea, la hărțuirea unui părinte de către celălalt? În propria lor familie, să-i spunem, tradițională. Câți dintre acești copii au văzut scene de bullying, scene de agresivitate verbală și gestuală între adulți, atât în, eu știu, în trafic, nu? Pe stradă, în supermarket,
oriunde în societate și câți au văzut, dând cu ochiul de televizor, câți dintre ei au văzut cel puțin o scenă de insultă, de imprecație, de înjurătură de-a dreptul, obscenități adresate între adulți pe ecranul televizorului. Spre deosebire de înainte de 1989, nu puteau fi foarte vocali, foarte agresivi, pentru că organele interveneau din principiul că nu e bine să avem incidente sociale, că nu se știe ce consecințe au. Nu pentru că aveau instinct moral, eu știu, polițiștii, din punct de vedere politic. Putea să aibă o evoluție incontrolabilă. Și atunci erau jugulate astfel de manifestări mult mai eficient. În noile condiții, iată ce pot vedea copiii și ce pot să imite. Deci eu cred copiilor mai întâi în afara școlii și apoi în școală. Așa cum ați spuneați foarte bine, la un moment dat, domnule Petreanu, profesori, există profesori care pot să incite copiii la a-i hărțui pe ceilalți, riscând până la urmă să fie ei înșiși agresați și chiar bătuți. După cum am văzut chiar astăzi, am văzut o știre în Jibou cu un profesor care a fost bătut de elev, dar sunt foarte frecvente astfel de știri. Deci eu cred că acolo este cauza. Ea poate fi și de altă natură, dar legată tot de familie. Și aici vă pot da exemplul meu, personal. M-ați întrebat acum 20 de minute dacă m-am bătut în școală, dacă eram violent. Eram. De ce eram violent, am înțeles mai târziu. Îmi sărea țandăra din aproape din orice, eram dispus mereu să sar la bătaie pentru că nu aveam tată. Creșteam fără tată și un băiat care crește cu tată se simte protejat într-un anume fel, nu? Bă, îl chem pe taică-miu, să vezi ce se face. Eu nu aveam pe cine să chem. Și atunci mi s-a dezvoltat această agresivitate compensatorie, care venea, de fapt, tot din familie. Dacă ar fi să răspundeți la întrebarea pe care am adresat-o ascultătorilor, a cui e principala responsabilitate? A școlii sau a părinților? A ambilor, în mod evident. Uh-huh. În diverse momente și în diverse stadii ale evoluției copilului, părinții și apoi școala au un rol determinant în comportamentul acestuia. Dar ce faci când un părinte nu recunoaște că are un copil care agresează ceilalți copii? Că sunt astfel de cazuri. Părinți care ridică din mâini și spun, domne, e zăpăcit, e năzdrăvan. Așa eram toți la vârsta asta. Da. Și celelalte familii se plâng. Ce faci într-o situație ca asta? E foarte ca greu părinte... de spus în condițiile actuale. E foarte greu de spus în condiții de libertate, de respectarea drepturilor omului. Am văzut astfel de situații, elevi cu probleme, unii chiar cu probleme comportamentale, dacă nu psihice, care agresează tot restul elevilor și nu pot fi opriți în niciun fel, astfel încât ajung părinții să-și retragă copiii de la clasa respectivă sau chiar de la școala respectivă pentru a-i proteja și rămâne respectivul acolo. Este o situație foarte dificilă și aștept să aud de la caz la caz de la Europenii FM cum se poate rezolva. Sună-l pe avocatul diavolului la 0372 069 599. Alina, sunteți în direct cu noi. Bună ziua! Bună ziua, vă rog. Mă bucură foarte mult emisiunea dumneavoastră, în primul rând pentru faptul că am avut o astfel de experiență cu copilul meu. Nefericită pentru că a fost foarte devreme, a fost la grădiniță. Copilul avea urechile un pic mai depărtate de cap.
Și o fetiță la grădiniță i-a spus elefanții, a spus o dată de două ori, din fericire, educatoarea a avut o atitudine foarte corectă, a luat copiii deoparte și a discutat cu ei, dar acest episod, cu toate că nu mi-a fost relatat la momentul respectiv, a marcat-o teribil pe fetița mea de 5 ani. Și timp de jumătate de an nu am înțeles de ce nu mai vrea codite. Ulterior, într-o discuție cu ea, mi-a povestit tot incidentul. Am discutat cu educatoarea și mi-a spus că nu s-a mai repetat, dar acel incident a lăsat urme teribile asupra ei. Am discutat cu un psiholog cum trebuie să procedez, pentru că nu mai vrea codiță și mi-a spus că cel mai recomandabil ar fi să recurgem la o intervenție chirurgicală, astfel încât să nu ajungă la școală, unde copiii vor fi și mai răi. Am întrebat dacă este normal să faci o astfel de intervenție la o vârstă atât de fragedă. Bunica și toți prietenii mi-au spus că nu e nicio problemă, că e fetiță, că o să aibă părul lung. Și m-am întrebat totuși, dacă odată vrea să-și prindă părul într-o coadă și urechile ori să-i se vadă la fel și cineva îi va spune din nou. Va prinde un complex de care nu știu când va scăpa. Atunci am început să mă interesez ce însemna o astfel de operație și am recurs la o astfel de operație cu ajutorul unei doamne profesor de la Spitalul Municipal, care ne-a ajutat și a realizat această intervenție. Copilul este foarte ok acum și încă își aduce aminte de experiența de la grădiniță. Îmi mulțumește teribil pentru decizia mea de atunci. Și prin prisma acestei experiențe îmi relatează, chiar, nu știu, două săptămâni în urmă, un episod petrecut la școală. Este la unul din primele 5 licee din București, da? În care diriginta vine în fața clasei, considerând că este, nu știu, este foarte cool să se exprime așa, foarte prietenește, se adresează unei colege de-a fetiței mele, spunându-i, ar cam trebui să slăbești pentru că ai făcut posteriorul cât al meu și al altcuiva. Și copilul a venit și mi-a spus de ce a trebuit să facă asta în fața clasei, punându-l într-o postură proastă, pentru că ulterior, în cercul lor de prietene, fetița a spus că a deranjat-o teribil. Efectul trage în disperare la sală să slăbească. Este clar, în perioada asta în care ei sunt atât de sensibili și perioada asta adolescentină este atât de perturbantă pentru ei, că acel mesaj transmis în fața clasei despre diriginta, mentorul acelei clase, a lăsat un teribil impact. Și am întrebat-o, mami, dar ar trebui să facem ceva. Ce putem să facem? Nu poate să se ducă să vorbească cu mama ei. Mama ei nu va avea curajul să o abordeze pe diriginta așa. Și noi ce putem să facem? Zice, nu putem decât să vorbim cu ea și să-i explicăm că nu și ați vorbit? Ați vorbit cu diriginta? Din păcate nu am vorbit cu diriginta. Păi și atunci nu rămâne totul... Nu rămâne totul. Când ați avut incidentul cu copilul dumneavoastră la grădiniță, ați vorbit cu educatoarea? Da, am vorbit. Și ce, cum a fost comunicarea? Adică ce ați rezolvat mai departe? A fost extraordinară, pentru că educatoarele erau niște persoane extraordinare. Ce au făcut? Spuneți-ne concret. Au vorbit cu copiii, au vorbit cu părinții copiilor și eu am vorbit cu părinții copiilor. Erau foarte ok și chiar nu cred că genul ăsta de comportament a fost... Dar tot ați ajuns la o intervenție chirurgicală. Dar tot am ajuns, da, pentru temându-mă de ce urma ulterior în școală. Uitați, deci pur și simplu pentru că un copil este în transformare fizică și poate... datorită transformărilor să ajunge să fie un pic mai grăsus la o anumită perioadă. Să știți că la asta cu urechile eu înțeleg foarte bine. Eu am fost clăpăuc toată copilăria și în cele din urmă m-a ajutat, nu mai știu, cred că fratele meu mi-a spus să răspund că folosesc urechile astea mai mari așa pentru răcire. Și am dat-o în glumă, dar vă înțeleg. Bun, dar dacă în cazul acesta al unui profesor care umilește un copil în clasă, considerați că nu mai e nimic de făcut? Adică aici se oprește totul? Nu, cred că este ceva de făcut, dar efectiv nu am acordul copilului să mă discut, pentru că nu se pare că și ei percep cadrul didactic
ca o persoană cu care nu se poate discuta la modul acesta. Dumnezeu, e greșit. Nu este normal să te comporți așa, pentru că ar interpreta lucrul ăsta ca negativ și repercursiunea ar fi asupra copiilor. Da. Bine, mulțumesc mult pentru intervenție. Acum se pune întrebarea, numai un educator, adică un profesor, un diriginte, are și un rol educativ. Nu mai poate să remarce nimic în privința copiilor de la clasă? Poate că unul este nespălat, unul e neîngrijit? Poate că e o chestiune de sănătate când cineva, un copil, nu are grijă de greutatea lui? Sunt două cazuri reprezentative. Cel al educatoarei și cel al dirigintei. În primul caz, educatoarea s-a nimerit să fie o femeie cu cap. O femeie extraordinară, cum spunea Alina, adică neobișnuită, extraordinară, pentru că nu se întâmplă asta de obicei, și care să nu ia în râs, să nu trateze cu ușurință ceea ce se întâmpla cu acea elevă. Acea, mă rog, era la grădiniță, da. Cu acel copil. Copil de grădiniță, da. Cu acel copil. Da, copilul tot a ajuns la cuțit. Nu asta e problema. Asta a fost soluția aleasă de părinte și iată că s-a dovedit o soluție eficientă în cazul de față. Poate că în altul nu se dovedea. Poate că în alt caz părintele nu ar fi recurs la o intervenție chirurgicală în privința copilului. Asta e altceva. Dar ce este important este modul extrem de serios în care a reacționat educatoarea în legătură cu un incident care ar fi fost tratat cel puțin, cum să spun, cu neglijență, dacă nu cu dispreț. Adică, care-i problema, doamna? Ce, că i-a spus că are urechile mari? Cu asta ne ocupăm aici. A fost extrem de conștientă educatoarea de daunele care se pot produce în psihicul unui copil la vârsta respectivă. Ceea ce nu se poate spune despre dirigintă. În cazul al doilea, care i-a spus ce i-a spus despre fizicul ei, despre posterior și mai departe fetei, care este o inconștientă, o iresponsabilă, care nu are nici cele mai mici noțiuni de psihopedagogie. Nu știu ce predă ea acolo, dar cu psihologia și pedagogia n-are nicio legătură și asta este o mare problemă a învățământului din România. Că profesorii, dincolo de materia pe care o predau, trebuie să aibă niște cunoștințe foarte solide de psihologia copilului, adolescentului. Oricum să spui așa, știți cum a vorbit? Aia, diriginta aia, a vorbit așa cum vorbește cu colegele ei de bârfă la cafea. Și a extins asta, a vorbit cum vorbește cu alte adulte. Era să zic adultere. Și a extins tipul ăsta de... Cunoașteți genul ăsta de femei care se exprimă semi-porcos sau chiar porcos de-a dreptul și consideră că asta este, cum zicea Alina, cool. Și extinde asta asupra bietei fetițe, fiind incapabilă să realizeze cât rău poate să-i facă. Laura, bună ziua, sunteți în direct la Avocatul Diavolului. Care e experiența dumneavoastră? Vă rog. Da, am un băiețel de 7 ani. Da. E foarte năzdrăvan, ca toți băieții face și vrea să exploreze și, mă rog, să ia la hartă cu copiii. Da. Ideea e că, nu știu, cred că băieții au stilul lor de a intra în conflict. Dar am observat în experiența cu el, și la școală și în fața blocului, cu cei mai mari. E foarte ușor... El se enervează foarte ușor țipă și ceilalți când îl aud că țipă, e mai ușor să-i tragă una. Peste cap, peste picioare, să-i împingă bicicleta, tot felul de chestii de genul ăsta. Și am avut două experiențe. Una în fața blocului cu băiatul unui vecin, când se înțeleg, când se iau la pumn. Dar și încă una la after school, de față cu tatăl, deci de soțul s-a dus la after să-l ia și băiatul mai mare, care era cu el în clasă,
efectiv de faptul că el a tras una peste față, fără niciun fel de... A, păi m-a enervat. E ok. Mama mi-a dat voie să-i bat pe ceilalți. Și... Vorbiți serios? Da, vorbesc foarte serios. Păi și ce ați făcut, doamnă? Noi, neavând niciun părinte pe care să-l trage la răspundere atunci, am vorbit cu doamna care îi păzește la Astor. Incidentul chiar s-a întâmplat săptămâna asta. Și am zis că noi și noi să vorbim cu părintele respectiv, să vedem, e normal, e ok, e... ce facem? Asta, s-a întâmplat, asta se întâmpla în școală, la da, în after școală, school, cum after spuneți. School, da, nu vă imaginați că a fost o palmă de aia, așa, din... Dar pur și simplu, reacția copilului n-a avut nicio jenă, absolut nimic, niciun stres. Și avem aceeași experiență cu un băiat din fața blocului și chiar m-a încetat săptămâna trecută cu bămica lui. Același răspuns am avut. Măi, eu l-am lăsat ca atunci când primește să dea. Și am zis, ok, ți-ai pregătit copilul pentru război, pentru junglă, pentru ce fel de viață. Deci ăsta era răspunsul părintelui copilului, da, care era agresor, înțeleg. Da, da. Adică da, l-am învățat să dea, sau ce? Adică... Da, l-am învățat să răspundă la bătaie cu bătaie. Și am zis, ok, dacă ești agresat pe stradă, dacă îți furăți alții banii, dacă, nu știu... ești într-o situație de pericol, dar în fața blocului să te iei la bătaie de la o bicicletă sau de la un joc prostesc, mi se pare aberant. Și n-am spus niciodată că al meu copil este sfânt. Au grade de comportament, țipă, se ceartă, se împacă, sunt copii. E normal până la un anumit punct. Am zis totul până la bătaie. În momentul când se împart pumni și picioare și părintele spune, e ok, dă-i, că dacă ești nervos, ai tot dreptul, atunci mi-am dat seama că, de fapt, nu copiii au probleme, exact cum spunea și domnul Cristian Dorpoprescu, ci părinții. Părinții sunt cei care au o problemă de atitudine, care probabil își transformă copiii în sac de box atunci când ei nu pot să mai facă față realității, și copilul, ca în circuitul, în natură, cel mai mic, cel care îl agresează, el se ia de cel mai mic, de care poate. Și atunci nu credeți că ați avea nevoie de sprijinul școlii, de sprijinul unei instituții? Adică dacă părinții copiilor agresori consideră că așa e normal, n-ar trebui să intervine și altcineva aici? Asta și m-am gândit. Probabil că e, până la un anumit punct, cred că e de responsabilitatea fiecăruia să trezească, să vadă ce anume are în familie și ce anume... Bun, și dacă nu, dacă nu și asumă responsabilitatea asta, sunt părinți... Dacă nu și asumă, da, atunci trebuie intervenit cumva, sigur. Dacă lucrurile o iau pe o cale, genul filmulețe care le vedem la televizor cu bătăi, cu pumni și picioare și amenințări cu moartea între fete sau ceva de genul. La noi nu a fost cazul, dar cred că părinții sunt cei mai responsabili, înainte de școală. Părinții sunt primii. Dar școala dacă v-a răspuns vreodată în vreun fel? Adică v-ați plâns, a spus, uite, am acest copil care îmi bate copilul. Da, a fost cum mă puteți ajuta? Dar spus, doamnă, să vorbesc cu ce poate să facă un educator care îi supraveghează pe ceilalți. O să iau legătura cu părinții, am să-i explic situația. Vin scuzele de rigoare, probabil, discutăm, noi suntem pașnici și vedem ce se mai întâmplă pe mai târziu. Altceva... Am înțeles. Bine, mulțumesc, Laura. Să spunem așa că în țările în care acest fenomen este urmărit cu atenție, în general țări anglosaxone, Marea Britanie, Statele Unite, dar și la antipozi în Australia și Noua Zeelandă, politicile sunt destul de bine articulate și destul de stricte. Școlile au politici de monitorizare permanentă a violenței și a bullying-ului în școli și au programe de informare permanentă a părinților și copiilor. Iar deviza generală este toleranță zero față de bullying. Nu există ca o școală să ridice din numeri, un profesor să ridice din numeri și să spună da, păi o să vorbim, o să facem ceva. Lucrul ăsta este privit cu seriozitate și școala se implică prin informare și prin întâlniri constante. Din câte știu, și în România ar trebui să existe în fiecare școală niște comisii de prevenire și combaterea violenței în școală, din care să facă parte cadre didactice și consilieri școlari. Cred că există această obligație teoretică. Nu știu însă și în câte școli funcționează asta. Am senzația că la noi totul e privit mai degrabă ca un soi de trecere spre maturitate. Umilințele prin care treci în școală sunt privite ca un ritual de trecere către maturitate. Și cred că obținem un anumit fel de societate când astfel de lucruri sunt permise atâta timp, an la rând, de umilințe în școală. Gianina, sunteți în direct la Avocatul Diavolului, vă rog.
Bună ziua. Am și eu mai multe de povestit. O să încep prin a zice cine este responsabil de problemele acestea. Clar și școala și părinții, doar că părinții, eu nu știu, să trebuiască să dea vreun examen ca să poată să facă copii, deci nu putem să-i constrângem sub nicio formă și atunci rămâne școala mai ușor de constrâns, adică profesorii, diriginții, educatoarele și așa mai departe, care ar trebui să aibă pregătire psihopedagogică. Da, pentru că la școală pot fi impuse proceduri de lucru și regulamente. În familie... Exact. Mai... În familie mai greu, adică atâta timp cât oricine are voie să facă copii, nu prea există ceva clar anume. E... Ar fi frumos ca toată lumea să aibă niște criterii, să nu-i lase la anumite programe TV, să îi învețe anumite aspecte, să îi învețe empatie, dar asta nu se poate, asta este așa, dar ideal. Și atunci rămâne școala care poate fi mai conformă, să zic. Dar atâta timp cât eu știu personal educatoare care a zis că dacă de mâine nu ar mai fi vacanțele așa de lungi la educatoare, cum au și copiii de altfel, nu ar mai fi 90% din educatori pe post. Ce să zic, cred că nu pentru copii s-au dus să se facă educatori, profesori, foarte mulți dintre ei. Asta e o problemă. Cu toate că salariile sunt mici, totuși se pare că sunt oameni care își doresc posturi oarecum bine văzute, că nu e un lucru rău. S-a dat foarte în țară în ultimii zeci de ani că e rău să lucrezi, efectiv să muncești, că e frumos să lucrezi la birou sau la catedră, să ai o titulatură, să ai, poți să te prezinți ca fiind cineva, doamna profesoară. Deci, cred că ăsta este motivul principal urmărit de cei care, de mulți, nu de toți, bineînțeles. Și, din păcate, eu am avut diverse probleme. Copilul meu are 11 ani în prezent, a născut cu malformație la 8 și am văzut și părinți, total absurd și bunici și așa mai departe, și profesori, și învățători. Am fost la parc, de multe ori copiii din curiozitate întreabă, dar nimeni nu învață mai departe că nu e ok sau nu e ok să fugi sau să nu te joci cu un copil care are un defect. Din contra, am avut bunică care și-a luat copiii și a fugit în casă cu ea. Sau mămici care stăteau la țigară dintre fetițele lor, le urlau la copilul meu că ele nu se joacă cu el, să plece de lângă ele. Și erau foarte aproape auzind această discuție. Și n-au intervenit sub nicio formă. Le-ați reproșat? Dacă nu. Aș fi început o discuție de față cu copilul meu, m-aș fi concentrat pe ele mai mult decât copilul pe ele. Copilul e la școală? Da. În ce clasă? A patra acum. Ați avut incidente cu alți copii? Da. De la o vreme, să zic, de pe la vreo 5 ani am reușit să-l aduc într-o stare în care lui să nu-i fie rușine de problema lui, efectiv, și să treacă peste ea foarte ușor, să zică scurt ce s-a întâmplat în cazul în care apare discuția și apare tot timpul între copii, dar să zică scurt și să treacă mai departe. Și nu a mai fost așa o problemă, să zic. Pe partea cealaltă cu bullying-ul, să știți, am observat că sunt, efectiv, cum am zis, la învățătoare, au luat anumite, nu știu, drepturi, nu știu dacă e corect, n-au voie să tragă de terciun de ureche, să scoată afară și așa mai departe. Și au descoperit unele dintre ele modalitate, am văzut cu ochii mei, de a rezolva copiii problemă din clasă, cei pe care ele îi consideră cu problemă. Se întoarce toată clasa împotriva copilului sau copiilor respectivi. Deci cum mai clar ce, cum se face? Cum adică? Adică e un copil care e indisciplinat sau năzdrăvan sau strică ora sau... Și ce se întâmplă? Ora, e, eu știu, are ADHD, de acum toți au. Și te... Nu știu, devine antipatic învățătoarea respectivă. În momentul în care un copil este contra lui, el este premiat, să zic, sau cel puțin susținut. Și apoi toți copiii sunt împotriva lui. Am o surioară de 16 ani, a repetat clasa 8-a, tocmai din cauza bullying-ului. A făcut niște depresii, a ajuns la niște tratamente. Acum este din nou în clasa 8-a, o va termina într-un sfârșit, dar din nou are probleme cu bullying-ul. Și din nou acest bullying este susținut de profesori. Adică este...
Și ce înseamnă concret? Adică ce-i fac? Cum se materializează asta? Dacă, de exemplu, merg să discut cu doamna dirigintă, mi se va zice că da, copiii sunt răi, dar și ea nu știu ce a făcut sau nu știu cum a răspuns. Sau... Și aici problema este că nu că o apăr ca fiind sora mea, dar ea este foarte liniștită, nu? Nu prea discută. De fapt, primii 6 ani de școală, toată lumea era extrem de mulțumită de ea că nu face nimic. Deci, nu prea are cum să fie ea centrul problemei. Din emisiunile de la televizor despre care se zicea că, da, într-adevăr, sunt o problemă și pe canalele pentru copii sunt seriale pentru copii, cu copiii aceia care sunt, nu știu, realizați, care sunt frumoși, sunt cântă, eu știu, au ceva talente speciale. Ei sunt cei mai faini și mai sunt și ceilalți care sunt marginalizați și așa. Deci, efectiv, se învață chestia asta de la televizor. Se introduce. Dacă stau și se uită, și cei care se uită și cei care nu se uită, oricum vor avea de suferit, pentru că majoritatea se uită și se conformează. Toți copiii pleacă cu o frică la școală de a nu fi cel marginalizat și cu o dorință de a fi cel mai frumos, cel mai ideal. Uh-huh. Și atunci se poziționează de partea celor ok, cum ar veni. Dacă un copil sau 10 copii din clasă văd că un alt copil este marginalizat, este împins, lovit și așa mai departe, vin și ei să-l marginalizeze, să-l lovească, să-l împingă, numai de frică să nu intre în tabăra lui. Suntem și noi contra ta. Deci sunt, de fapt, problemele sunt extrem de multe și nu se poate lucra realmente decât la partea de școală, de instituție, de reguli. Da, adică n-ar fi rău. Mulțumesc, Janina. N-ar fi rău să fie părinți educați, dar până la urmă procedural sau instituțional, într-un fel, s-ar putea să fie mai simplu de făcut ceva. Poți să întreb și eu ceva pe Janina? Cred că a închis. Dar puneți întrebare retoric și vedem dacă... Nu, trebuia să vorbesc cu dânsa, să o întreb. Marcela, sună înapoi pe Janina, te rog. Bun. Ionuț, bună ziua, sunteți în direct. L-am pierdut pe Ionuț. Ioana, bună ziua, sunteți în direct, vă rog, la Avocatul Diavolului, vă ascultăm. Cred că Ioana sunt, nu Ionuț. Ioana, Ionuț a închis mai devreme, am zis. Ioana, să rămână. Da. Bună ziua, pe mie să-mi pună întrebări domnul Tudor Popescu, pe care îl respect, pentru că sunt sigură că ar avea multe întrebări să-mi pună după povestea pe care am să o spun. Sunt din Târgoviște și elevul meu este, copilul meu este elev în clasa a 5-a la o școală de asemenea foarte bună din Târgoviște. Da. Anul acesta au introdus TIC. Copilul meu este un copil la nota 10. Tehnologia asta, tehnologie, ce e TIC? Tehnologia informației și comunicării. Așa. Eu știu, sunt alături de copilul meu, învățăm cod la cod, zi de zi, toate materiile... Ioana, o să vă rog, înțeleg că aveți o poveste interesantă, o să vă rog să faceți un efort să scurtați un pic, pentru că mai avem puține minute și vrem să mai vorbim o dată și cu Janina. Vă rog. În regulă. Oră de TIC, se dă lucrare de control, se aduc lucrările, copilul meu ia nota 10, deoarece se produce ceva zarvă în clasă în timp ce li se trec notele în catalog, copilul este chemat, copilul se așează la rând pentru că urma să-i vină rândul să-i se treacă nota. Profesoara, cum îți permiți nesimțitule, treci la loc, este rândul meu, spune copilul meu. Într-adevăr, îi vine rândul și chiar îl cheamă, copilul trece la loc, pentru că ei oricum sunt stresați de această doamnă. Și vine rândul, este chemat, se uită la lucrare, vede 10, eu taie în față 10 lei, mai taie 3 secunde și pune 7. Copilul începe să plângă că nu e corect și pentru ce face asta, iar profesoara răspunde că așa vreau eu, cum îți permiți nesimțitul. Acum urmează ce fac eu ca mamă. Bine, nu vă spun starea de șoc a copilului, pentru că, am repetit, este un copil de 10. Da. Da? Îl iau de la școală plângând și disperat ce mi se întâmplă, de ce am făcut, cu ce am greșit, unde e învățătura mea, mi-am pierdut bursa, etc. Și care a fost reacția noastră? Reacția mea a fost următoarea, sesizare la școală, da. Sesizare conform care am cerut să se aducă lucrarea și să se treacă nota copilului conform lucrării, adică cea inițială. Școala a reacționat extraordinar de bine, da.
am fost chemată, s-a făcut comisia, am fost audiată eu copilul, s-a făcut consiliul profesoral, s-a luat decizia conform căreia avem dreptate, se confirmă cele spuse și s-a luat o decizie foarte corectă, repet, școala a reacționat într-un mod, sau toți profesorii îmi cunosc copilul. Bun, treceți la subiect. Deci a fost un abuz, păi l-ați reclamat? Da? Așa, și s-a corectat nota? Profesoara nu a fost dorește. Sancționată sau nu? Nu vrea. A ce fost sancționată cu averti. Nu dorește să modifice nota? Îmi ignoră copilul? E singurul care ridică mâna? Nu-l vede, mai bine nu răspunde nimeni? Nu dorește să modifice nota? Nu dorește să arate lucrarea? Nu s-a prezentat cu nicio comisie? Am fost la școală, mă repetat să-mi arătă lucrarea. Nu dorește nimic. Faceți o reclamație la inspectorat. Îmi imaginez că asta urmează, nu? Peste tot, peste tot. Inspectoratul o cunoaște ca un cal breaz. Uh-huh. Este o doamnă, pot să-i spun și numele, că nu, pe, eu, la Pătrașcu Luminița se numește această doamnă. Este profesoară la un liceu tehnologic și aici are o completare de catedră pentru că este primul an în care se introduce TIC. Da. Cum credeți că o să încheie, Gianina, această poveste în care avem un profesor care a umilit un elev în mod public în clasă? Cum cred? Da. Cred că n-am putut să ascult pentru că a trebuit să stau să prind firul, mi-am închis, sunt la serviciu, am închis, n-am urmărit foarte bine. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, ne întoarcem la Gianina, să rămână Gianina. Domnul Popescu avea o întrebare pentru dumneavoastră. Da. Gianina, eu în emisiunea asta mi-am dat seama că aș face mult mai bine să ascult decât să vorbesc, pentru că cei care sună, așa cum ești și tu, sunt părinți și tema este extrem de delicată, de tușantă și vreți, în primul rând, să fiți ascultați, nu să vă ofer eu comentarii și soluții. Deci, te-am ascultat cu mare atenție și nu am decât o singură întrebare să spun. De ce, după lucrurile grave, triste... Alo? Mă auzi? Alo, Gianina? Alo. Alo? Ciprian, ne auzim cu Gianina? Alo, să rămână, Gianina, sunteți în direct, ne auziți? Acum vă aud. Acum. Eu vă aud, dumneavoastră. Da, da, perfect, vă rog. Aud foarte bine, Gianina, deci... Întrebarea n-am auzit-o. Acum urmează. Acum încerc să o pun, și anume, da. Ai spus niște lucruri grave, niște lucruri triste, tulburătoare, pe care le-ai subliniat în mod repetat cu chicoteli. Ai chicotit după ce ai spus ce se întâmplă cu copilul tău, lucruri grave și triste. De unde această reacție la tine? Un chicotit jenat aproape, ca și cum râzi jenată că ne spui astfel de lucruri. De ce ai reacția asta? E jenant că se întâmplă astfel de lucruri și e mai nasol că suntem în neputință de a le îndrepta, sau cel puțin nu instant. Sunt lucruri care trebuie să îndreptate cu timpul și cu o structură concretă a sistemului de învățământ, cu oameni care să dea examene psihopedagogice, să știe ce anume au voie să facă sau să nu facă în prezența unui copil și nu numai să nu îl tragă de urechi. Da, Gianina, adică... dar eu am citit în acest chicotit al tău un soi de jenă că vorbești public despre așa ceva. Un soi de, cum să spun eu, parcă nu ai fi vrut să o faci, dar ți-ai luat inima în dinți și ne spui cu oarecare rușine ce i se întâmplă copilului tău. Și asta... Asta cred că este un lucru care ar trebui să dispară. Să fii mult mai hotărâtă în ceea ce spui, mult mai decisă, fără acest chicotit, ușor de scuză, draga mea. Scuzați-mă că vă spun asta. Nu. Nu trebuie să te scuzi niciodată și trebuie să vorbești cât se poate de tare și hotărât despre ce îi se întâmplă copilului tău. Posibil să fie ușor de scuză, am și motive, pentru că nu cred că răspunsul la violență cu violență duce undeva. Nu vreau să merg să mă cert, să dobor, să nimicesc pe nimeni. Vreau doar să se reglementeze sistemul în principiu.
Da, acum te-am înțeles. În momentul de față... Acum te-am înțeles, te-am înțeles. Nu, chiar acum nu te poți schimba. Adică chiar ai considerat în... Am spus că nu vorbesc și nu m-am ținut de cuvânt, am tăcut. Bine, oricum, timpul emisiunii noastre s-a terminat. Vă mulțumim tuturor pentru telefoane. Poate că soluția asta este să începem să vorbim mai tare, mai răspicat, mai des și mai hotărât despre lucrurile care se întâmplă, pe care nu le considerăm normale, dar pe undeva așa ne e rușine să vorbim despre ele, ca să nu creadă societatea că ăștia mici ai noștri sunt niște fătălăi care nu pot să îndure și să se maturizeze în felul ăsta. Important e și cum se maturizează. Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM.